Ascultăm și noi declarațiile Chiracu. Săptămânii trecute, pentru că de la preluarea mandatului nu a fost săptămână în care să nu avem incidente sau probleme cauzate de urs. Iar după evenimentul nefericit, de sâmbătă seara, când a trebuit opinia publică să asiste aproape în direct la agonia unui urs rănit pe marginea drumului, m-am tot întrebat pe parcursul zilei de ieri cât de cinic și inuman poți fi să asiști atât de multe ore la agonia unui animal sălbatic rănit. Am convocat pentru această dimineață această întâlnire să vedem exact ce s-a întâmplat și unde s-a greșit pe lanțul deciziilor de sâmbătă seara până ieri, duminică la ora 11, când abia ieri la ora 11, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a primit solicitarea de la autoritățile locale din județul Harghita pentru acel aviz de recoltare a ursului rănit. După cum bine știți, la ora 11 a venit solicitarea, la ora 12 Ministerul Mediului a emis avizul de recoltare a acelui urs. Dar repet încă o dată, astfel încât să, ca opinia publică să fie foarte bine informată. În situații excepționale sunt măsuri excepționale care pot fi luate, iar autoritățile locale din județul Harghita aveau la dispoziție cadrul legal încât ar fi putut acționa de sâmbătă seara. Hotărârea de guvern 232 pe 2010 stipulează foarte clar care sunt atribuțiile DSV-ului local, jandarmeriei, autorităților din cadrul Ministerului Mediului, reprezentanții fondului de vânătoare, astfel încât medicul veterinar ar fi trebuit de la momentul accidentului să administreze doza de tranquilizant ursului rănit pentru a elabora acel raport privind starea de sănătate a animalului și a vedea exact care este soluția în ceea ce îl privește. În urma unui control evident, acest lucru nu s-a întâmplat, din păcate, iar a doua zi dimineață opinia publică a văzut care este nivelul de implicare și de asumare a deciziilor privind instituțiile publice. Din păcate, am văzut cu toții că nu au fost o normă privind timpii de intervenție a instituțiilor în acest caz. Am sesizat cu toții că în weekend este mai greu să dai de cei responsabili din județele țării care în mod normal ar fi trebuit să operaționalizeze aceste reglementări din HGO 232 pe 2010, la fel cum lipsa de răspundere și fuga de asumare, am senzația că au devenit în ultimii ani, în guvernarea social-democrată, aproape atribute principale de lucru. Astăzi, cu colegii din minister, cu cei din structurile Ministerului de Interne și cei de la ANVSA, am stabilit că astăzi vor fi transmise adresele oficiale pentru constituirea grupului de lucru de modificare a lui 557 pe 2016, astfel încât la nivelul județelor să avem comitete județene de urgență, astfel vom procedura și vom operaționaliza mult mai bine tot ce înseamnă intervenția în astfel de cazuri. M-am tot gândit și am întrebat în această dimineață pe colegii prezenți la întâlnire cam cum ne-am fi descurcat, mă refer la instituțiile din subordine de la nivel județean, dacă aseară la Bradu, în județul Sibiu, acel urs nu ar fi fost accidentat mortal. Pentru că la cum au intervenit în județul Harghita și am văzut acolo lipsa de asumare a deciziilor și de implicare, astăzi cu siguranță cred că am fi făcut turul mapamondului cu acest caz. Deci, pe 557 pe 2016, odată modificat, vom avea și timp de intervenție stabiliți, vom ști exact cine, când și cum trebuia intervenit de la primele ore ale accidentului, să nu trebuiască să treacă peste 10 ore când la Ministerul Mediului
a venit o solicitare care, conform legii în vigoare, nu ar fi trebuit să ne parvină pentru că aveau cadrul legal să acționeze la fața locului. Vă repet încă o dată și rezonez cu opinia publică care a fost oripilată de acest comportament inuman la care a fost supus, din păcate, acel animal sălbatic. Dacă sunt întrebări, vă stau cu mare drag la dispoziție. În acel aviz, ce anume scria în documentele pe care le-ați primit pentru a elibera avizul? Adică a fost consultat animalul, nu mai era nicio șansă să fie ținut în viață sau a fost o decizie luată rapid? Avizul de recoltare a unui urs se elaborează și se dă în baza unui proces verbal semnat de toți cei implicați, de la medic veterinar, instituțiile Ministerului Mediului sau cele din cadrul Ministerului de Interne, și avizul a fost solicitat pentru recoltarea prin împușcarea acelui urs. Adică nu mai putea era justificat acel aviz? Din ceea ce au scris și semnat cei medicul veterinar, acel animal sălbatic nu mai putea fi recuperat. Dar cum a ajuns la concluzii dacă nu l-a tranquilizat și nu s-a apropiat și n-a făcut un raport? Există un raport pe care și-l asumă medicul veterinar în solicitarea transmisă către Ministerul Mediului. El a semnat și și-a asumat acest lucru. Și nu a constatat medicul când va face ceva? În urma unui control, înțeleg că a fost la fața locului, a analizat ursul în urma celor 6 doze de tranquilizant. Am avut câte imagini de la fața locului și am văzut. Poate ne-a scăpat nouă, dar nu am văzut că ar fi fost vorba despre un control al animalului. Adică ce vrem să înțelegem este cum de s-a luat această decizie. Ați vorbit cu medicul veterinar care v-a cerut acest aviz? Colegii din subordinea Ministerului Mediului de la nivel local au monitorizat pe tot parcursul celor 18 ore situația de la fața locului. Iar ei nu puteau face altceva decât să ia de bună ce și-a asumat acel medic veterinar, iar medicul veterinar a semnat acel proces verbal. Spuneți-mi dacă veți verifica acel proces verbal. Am rugămintea pentru că am spus-o încă de la audieri și de la investirea acestui cabinet. Transparentizarea va fi cuvântul de ordine în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și toți colegii din mass media care vor să intre în posesia actelor, vă rog frumos cu cerere și vă promit că voi răspunde cu celeritate solicitărilor dumneavoastră. Dacă veți verifica decizia medicului într-un fel. Astăzi, în ședința de la ora 11, am pus colegii din cadrul Ministerului Mediului să verifice dacă reprezentantul fondului de vânătoare a acționat legal și vă asigur că dacă o virgulă i-a lipsit în acțiunile sale de sâmbătă seara până duminica, va plăti. Deci, în mod normal, medicul veterinar ar fi trebuit să tranquilizeze acel urs astfel încât să-i facă un raport privind starea de sănătate a animalului, dacă el putea fi salvat, așa cum a scris și mass media. În județul Mureș sunt două centre care se ocupă de recuperarea urșilor. Dacă nu era în Harghita, cu siguranță găseam în județele limitrofe județului Harghita. În cazul în care, în urma controlului, acel urs ar fi avut leziuni incompatibile cu viața, era o altă decizie pe care, la urma urmei, aia a fost și cea asumată. Pentru că în 232/2010 scrie foarte clar ce trebuie să facă DSV-ul local, ce trebuie să facă instituțiile din subordinea Ministerului Mediului, ce trebuie să facă jandarmeria, care în mod normal era principala instituție a Ministerului Internei care ar fi trebuit să intervină. Este această lacună legislativă. Statul român a fost birocratizat excesiv în ultima perioadă, astfel încât pe lanțul deciziilor nu a fost o asumare și niște
timp de intervenție astfel încât să scurteze excesiv de mult acest eveniment tragic. Spuneați la un moment dat că nu ați găsit anumiți funcționari. Spuneți-mi, vă rog, cu nume și funcție pe cine nu a fost găsit la locul de muncă sau, mă rog, ca să intervină duminică pentru acest caz. Înțeleg din discuțiile din cadrul ședinței de la ora 11 că reprezentantul fondului de vânătoare a venit seara la fața locului și s-a întors abia a doua zi. Solicitarea de aviz, în mod normal, trebuie să vină de la reprezentantul fondului de vânătoare. Iertați-mă, el e din județ, cred că în acea noapte ajungeam eu mai repede de la Iași la fața locului decât ar fi trebuit în mod normal să fie el prezent acolo. Domnule ministru, această situație nu este una singulară. Vă rog, pe rând. Eu nu pot să vă explic de ce și nu sunt eu în măsură, ci cei de la DSV, de la Harghita, dar sunt oripilat că într-un județ în care incidența atacurilor ursului sau a venirii lui intravilan sunt atât de mari cum sunt în județul Harghita, să nu se găsească într-un timp foarte scurt tranquilizant. Mi se pare absolut... Noi nu discutăm de județul Botoșan, Iași sau Vaslui, unde sunt șanse foarte, foarte mici, adică deloc să te întâlnești cu ursul, ci de un județ de munte, unde în mod normal autoritățile statului ar fi trebuit să fie mult mai bine pregătite și să acționeze în consecință. Imaginați-vă dacă, Doamne ferește, acel urs ar fi intrat în intravilanul localității Praid sau Sovata și se întâlneau toate autoritățile publice locale, se uitau la el. Acele alerte date prin mesaje referitoare la faptul că sunt urși care ies din habitatul lor. Ce face Ministerul Mediului pentru a evita aceste situații? Sunt urși hrăniți așa cum trebuie acolo în pădure sau în locul în care... Astăzi toți reprezentanții entităților de România, fie că vorbim de Ministerul Mediului, fie că vorbim de Ministerul de Interne, fie că vorbim de cei din lumea academică sau din reprezentanții societății civile, consideră că avem probabilitatea foarte mare să avem o suprapopulare cu urși. Dar eu nu vreau, ca ministru, să vin astăzi în fața dumneavoastră să vă spun că sunt mai mulți urși decât este optimul pentru România. Vă spun imediat. Întâlnirea de astăzi, de la ora 11, era inițial programată cu doamna director Marisanda Pârianu. Avem un proiect pe fonduri europene, astfel încât la începutul lunii iunie, în luna iunie, să avem o evidență exactă a efectivului de urci în România, în care am și solicitat ca la scrierea aplicației să fie invitați pe lângă reprezentanții Ministerului Mediului și cei ai mediului academic de la Brașov, de la Câmpul Lung, reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale, astfel încât în cadrul acestui proiect să avem toate informațiile ca în luna iunie, când vom afla exact care este numărul de urși, nu estimativ, să luăm deciziile. Ca ministru al mediului mă interesează foarte mult siguranța cetățeanului, dar mă interesează ca și aceste animale sălbatice să aibă condiții de viață foarte bune în interiorul pădurii, să nu mai fie nevoite să vină la marginea drumului sau să intre în curțile oamenilor pentru a-și căuta hrana. Ce se face în acest sens? Nu, în momentul de față, înțeleg că din 2016 ei nu mai beneficiază de hrană în interiorul pădurii. În această săptămână vă promit că voi sta de vorbă cu toți cei implicați pe această chestiune și mâine, poimâine, vom avea din nou comunicare publică pe acest subiect. Vă spun încă o dată, mi se pare absolut halucinant ca omul intră în arealul ursului, nu-l mai hrănim și avem așteptarea ca el să rămână acolo cu minte. Și el trebuie să trăiască ca orice altă ființă și este nevoit, când o face de plăcere, să coboare în sat sau în localitățile României. Vă rog. Thank you.
Să știți că am fost în vara asta la Hațec, că despre Hațec bănesc că faceți referire la rezervația de zimbri. Pe mine mă bucură foarte mult ca ministru că în România astăzi efectivul de zimbri a crescut foarte mult și au început și la Vânător Neamț, și în Dâmbovița, și la Hunedoara ca ei să intre în procesul ăsta de aclimatizare în sălbăticie. Nu știu exact dacă au probleme cu hrana, voi verifica, dar vă asigur că fie că vorbim de zimbri, de urs sau de orice animal sălbatic al României, da, protejat, mi se pare firesc să avem o atenție deosebită pentru aceste, trebuie să recunoaștem, ființe care ne fac fauna deosebită. Domnule ministru, vă spuneați că este anormal ca un județ să nu aibă tranquilizant de abat, să muri, de ce s-a întâmplat acest lucru? Și ne puteți spune și nouă, de ce într-un județ întreg nu exista tranquilizant? Atributul ministrului mediului nu este, din păcate, nu intră în fișa postului să verific exact unde erau dozele de tranquilizant în județul Harghita și nu, medicii veterinari nu sunt în coordonarea sau în subordonarea Ministerului Mediului. V-am spus că în ședința de la ora 11 am cerut exact să mi se comunice dacă reprezentantul fondului de vânătoare a acționat conform protocolului și legii în vigoare de la momentul accidentului până a doua zi la ora 12 când a fost emis avizul de către Ministrul Mediului. Astăzi. Domnule ministru, deschiderea vânătorii la urs a putea fi o soluție, o variantă, se luat în calcul? Nu este atributul meu ca ministru al mediului, apelor și pădurilor să mă pronunț astăzi dacă deschidem sezonul la vânătoare sau nu. Menirea mea ca ministru este să asigur condiții optime de viață tuturor animalelor sălbatice care sunt protejate de lege în România. Nu, Costel Alexie nu este nici silvicultor, nu este nici vânător. Pentru mine este important să asigurăm condiții de viață a tot ceea ce înseamnă mediul în România. Dacă aveți până acum aproximație, ne spuneți care este numărul urșilor populației? Stimați colegi din presă, astăzi pe circuitul de avizare în Camera Deputaților este legea vânătorii, unde acum 3 săptămâni a fost suspendată dezbaterea, dacă țineți minte, pe această chestiune a ursului, pentru că doreau colegii deputați și senatori din cadrul Parlamentului ca la masa discuțiilor să vină și reprezentanții ICAS și acelor din facultățile și universitățile silvice din țară pentru a vedea exact care este estimarea reală astăzi a efectivelor de urși. Nu vom putea vorbi cu siguranță despre noi măsuri în ceea ce privește ursul până nu vom avea exact care este efectivul de urși în România și mai ales după ce, în urma discuțiilor cu cei din Ministerul Mediului, cu reprezentanții fondurilor de vânătoare, cu reprezentanții mediului academic și cu reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale, cărora le mulțumesc public pentru tot efortul pe care îl fac în protejarea speciilor din România, nu vom achiesa asupra unui set de măsuri prin care să asigurăm condiții optime de viață acestor urși în pădurile României. Doamne ministru, ce se întâmplă cu de asemenea, aș vrea să vă spun că va trebui, odată cu modificarea lui 557, să nu mai trebuiască să fim atât de birocratizați, iar în cazuri de extremă urgență, decizia să fie la nivel de județ, atunci când un urs intră în intravilanul unei localități. Ce se întâmplă cu cadavrul animalului? Asta vor hotărâ colegii de la nivel județean, cei de la DSV și cei de la DSV. Scuzați-mă, DSV-ul și cei din subordinea Ministerului Mediului. Da, hotărârea de guvern 94/2014 este în concordanță cu 557/2016, pentru că fiecare instituție are foarte multe atribuții, dar nu prea colaborează împreună. Iar pe mine personal, cât și pe ministrul afacerilor interne, domnul Marcel Vela, cu care am discutat despre operaționalizarea acestor două acte normative, ne interesează ca timpii de intervenție să fie foarte scurs pe viitor.
Știți cu toții că este un ordin de ministru pentru recoltarea 140 de exemplare pentru 2019. Până la această oră când vorbim, au fost solicitate și eliberate 57 de avize de recoltare. Sunt cazuri, nu vă ascund că sunt cazuri, în care și reprezentanții acestor entități care sub o formă sau alta ar trebui să intervină pentru recoltarea acestor urși, care au provocat, că nu dăm avizii de recoltare în scop vânătoresc, ci doar pentru cei pentru care s-au făcut procese verbale de recoltare că au cauzat pagube sau agresiuni umane. Sunt cazuri în care ei nici la ora actuală nu au fost recoltați din habitat. De ce? Nu știu, asta din păcate nu pot să vă spun astăzi, dar în urma discuțiilor am aflat că în județul Mureș sunt avize de recoltare care nu au fost duse la îndeplinire. Am vorbit cu colegii de la Biodiversitate și termenele din avizul de recoltare să fie mult mai mici, pentru a nu aștepta să treacă 60 de zile sau 3 zile, nu știu câte zile, până să facă documentația. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă un caz excepțional undeva, să nu trebuiască să aștepți 5 zile cadru legal să soliciți un aviz de recoltare de la Ministerul Mediului. Este anormal de mult și mi se pare firesc că atunci când sunt cazuri nefericite, instituțiile statului român trebuie să acționeze în consecință foarte repede, pentru că altfel nu facem altceva decât să inducem opiniei publice că siguranța lor le este amenințată, indiferent că este vorba de Harghita, de vreun drum național, drum județean, sau știți dumneavoastră foarte bine că a fost cazul acelui bărbat din Bârsănești, Bacău, care a fost ucis de urs în pădure. Vom ajunge în situația în care opinia publică își pierde încrederea în instituțiile statului să nu mai iasă la plimbare prin... Acel urs a fost prins? Astăzi nu știu dacă avizul a fost pus în... dacă a fost implementat sau nu, dar le-am spus colegilor. Le-am cerut o situație ca pentru toate cele 57 de avizii date din Ministerul Mediului să-mi comunice dacă au fost implementate sau nu. Ceea ce vă pot spune astăzi, stimate domni, este că în județul Mureș, din 12 avizii date de către Ministerul Mediului pentru recoltare, 2 au și expirat. Adică vine ursul, provoacă pagoba, solicit la minister în baza procesului verbal semnat de toate instituțiile de la nivelul județului avizul de recoltare, ți-l dă ministerul, ai timp 60 de zile pentru recoltare și tu nu-l pui în practică. Și aici nu poate fi tras cineva la răspundere? Asta, stimate domn, am solicitat care este situația pentru cele 57 de avizii care au fost acordate de către Ministerul Mediului. Când voi avea răspunsul, vă voi comunica public și care sunt sancțiunile pe care aceste entități ar trebui să le suporte. Ce face Ministerul Mediului pentru împiedicarea tăierii ilegale a pădurii? Pentru că poate și asta ar fi o cauză. Săptămâna trecută, joi, am avut o discuție, o întâlnire cu cei din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Păduri, și cu cei de la STS privind stadiul în care se află astăzi Sumalul. Am stabilit ca în această săptămână să mă văd cu conducerea STS-ului. Consider că putem face mai mult pentru operaționalizarea lui. S-au făcut pași importanți, dar vă spun o părere personală și ca ministru nu pot fi de acord că s-a tergiversat atât de mult și nepermis de mult operaționalizarea Sumalului. Consider că această operaționalizare, cu toate aplicațiile care pot fi dezvoltate de la inspectorul pădurii, radarul pădurii și orice altă aplicație care poate fi implementată, cu siguranță va stopa acest fenomen al tăierilor ilegale de păduri în România. Nu, în momentul de față avem 30 de zile de la publicarea în monitorul oficial în care să lucrăm pe nou organigrama Ministerului Apelor și Pădurilor. Vă asigur că numărul de secretari de stat și secretar general va fi redus, la fel cum a anunțat și premierul României, o spun și eu public, toți cei care au intrat în minister
sau în instituțiile din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pe ușa din dos, cu siguranță știu foarte bine și care este calea de a pleca acasă. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are mulți specialiști, foarte mulți specialiști, oameni dedicați problematicii de mediu din România, în care am încredere și sunt oameni de bună credință, cu ei voi face treabă, dar cei care au venit aici ca pila cuiva sau au venit să ocupe o funcție publică în aparatul de stat sau la nivel județean, vor pleca acasă. Consider că România are astăzi foarte buni specialiști și în silvicultură, și în mediu, și în managementul deșeurilor, și în calitatea aerului, care pot să reprezinte foarte bine interesele Ministerului și cu siguranță pot să-și aducă aportul în rezolvarea problemelor de mediu pe care le are România. Vă mulțumesc mult și vă sunt la un telefon distanță cu orice întrebare pe care o aveți referitor la mediul, apele și pădurile României. Vă mulțumesc! Ministrul Costel Alexe, declarații în direct și noi decizii care s-au luat în urma felului în care au gestionat autoritățile cazul ursului de la Harghita, un urs care a agonizat, vă reamintesc, pe șosea de sâmbătă seara după ce a fost lovit de o mașină. Ei bine, se va schimba legislația în vigoare astfel încât timpul de intervenție să fie stabilit cu rigurozitate, iar la nivelul județelor se vor înființa și o serie de comitete de urgență pentru o mai bună intervenție în astfel de cazuri. În continuare, iată, se efectuează verificări pentru a se stabili dacă sunt și alte persoane pe lângă prefectul Harghita, care a fost deja demisă de către ministrul de interne, dacă sunt și alte persoane, manageri din structurile MAI de la nivel central, care nu au stabilit procedurile și responsabilitățile clare de intervenție conform prevederilor legale. Mergem mai departe și